Ștefan cel Mare, biruitor în lupta de la Vaslui, de Dumitru Almaș. Ștefan voievod a fost domnul Moldovei, dar și unul dintre cei mai vrednici voievozi ai tuturor românilor. Înțelept, iubitor de popor și de fapte mari, el și-a închinat toată viața libertății poporului și înfrumusețării țării. El a susținut multe și grele lupte cu turcii, cu tătarii și cu alți dușmani ai românilor. Una dintre cele mai mari bătălii a dat-o Ștefan Vodă la Vaslui. Era o vreme de iarnă, când sultanul turcilor a trimis o mare armată asupra țării noastre. O conducea un general iscusit, mare războinic, numit Soliman Pașa. El credea că îi va învinge pe români și țara lor o va supune repede. Ștefan Vodă avea o oștire de 3 ori mai mică, dar oștenii români își apărau țara și de aceea se băteau până la moarte. Iar voievodul Ștefan s-a dovedit foarte priceput la conducerea oștirii și foarte viteaz în luptă. Cum am spus, era iarnă. Auzind că vine mare primejdie dușmană, Ștefan și-a adunat oastea în mijlocul țării la Vaslui. Apoi, în calea lui Soliman, a pustit totul, sate, orașe, a surpat podurile, a ars clăile de fân, a ascuns grânele. Oamenii s-au retras spre munte la adăpost. Astfel, armata lui Soliman a înaintat foarte greu. Soldații lui au suferit de foame și de frig. Mulți cai au murit din lipsă de hrană. În preajma Vasluiului, Ștefan Voievod și-a așezat oastea pe malul unui râu mocirlos, în lungul căruia se afla drumul pe care vreau să treacă dușmanii. Așa cum a poruncit voievodul, oștenii s-au ascuns în păduri și după dealuri. De acolo au pândit apropierea năvălitorilor. În ziua, când armata lui Soliman Pașa a ajuns în dreptul românilor, pe valea râului s-a lăsat o ceață deasă. Ștefan Voievod a zis către căpitanii săi: pune-mi buciuma și mult înainte să sune, la porunca mea. Dușmanul va crede că noi suntem acolo și va înainta pe valea asta cu mocirlă în dezgheț, iar noi îi vom lovi din dreapta și din stânga și vom strivi. Bine-i chipzui, Măriata, au zis căpitanii. Soliman a intrat cu toată oastea în valea râului, dar din pricina ceții abia vedea la câțiva pași. Înainta orbește. Și deodată buciumele românilor au răsunat prelung. Tunurile au început să bubuie, iar din adăposturile lor românii au tăbărât asupra dușmanilor. Pe mulți au ucis, pe alții i-au împotmolit în mlaștina cu sloiuri de gheață. În vârtejul luptei, Ștefan Voievod însuși s-a bătut, drept ca un făt frumos cu zmeii. Și conducea bătălia și se lupta în fruntea ostașilor săi. Mulți dușmani fost au zdrobiți de buzduganul lui, dar înaintând mult în mulțimea turcilor, unul a repezit sulița asupra lui. Sărind cu calul, a scăpat neatins și a continuat să dea cu spada în dreapta și în stânga. Zărindu-l prin ceață, mai mulți turci s-au năpustit asupra-i. Ștefan i-a răpus. Dar deodată, un turc a înfipt sulița în calul voievodului drept în piept. A săltat cu deșnădejde bietul armăsar și repede s-a prăbușit cu călărescul tot.
Vreo 10 turci s-au repezit atunci asupra voievodului să-l străpungă cu sulițele, ori ataganele. Dar oștenii din straja domnească l-au apărat cu toată vitejia, doborând vrăjmașii toți. Printre cei care loveau cu ghioaga în turcime, s-a aflat și oșteanul Șoiman al lui Burcel. El a fost cel care l-a ajutat pe vodă să încalece pe un alt cal adus în mare grabă de un slujitor. Dar când s-a depărtat de voievod, un turc a ieșit cu iataganul pe la spate și i-a tăiat brațul drept al lui Șoiman. Și l-ar fi ucis dacă în acel moment n-ar fi sosit un pâlc mare de români care au respins pe turci și au salvat viața lui Șoiman al lui Burcel. Brațul lui drept a rămas însă acolo, pe locul bătăliei, printre cadavrele dușmane, în zăpada înroșită de sânge. Bătălia de la Vaslui a fost o strălucită biruință românească. Soliman Pașa, cu armata, câtă i-a mai rămas, s-a întors în țara lui. Asemenea rușinoasă înfrângere nu mai suferise până atunci niciun alt mare general turc.